Marea majoritate, pentru că ca orice în lumea asta, și ăsta este un job. Putem să fim oameni de presă, putem să fim medici, putem să fim avocați și putem să fim investitori. Și aici de multe ori se creează o oarecare confuzie între un lucru să-l faci simplu și să-l faci eficient. Adică, este foarte simplu în ziua de azi să dai un click să cumperi ceva. Dai un click, cumperi o acțiune. Dar asta nu înseamnă că este și simplu să ai un rezultat bun. Să ai un rezultat bun e o artă, e o știință. An de an se decernează premiul Nobel pentru economie. Să vii acum să spui, ok, jobul meu este să fiu medic, dar uite, am strâns niște bani și investesc pe cont propriu și mă apuc să fac, să cercetez, citesc eu un pic, nu știu, dimineața în mașină și iau niște decizii de investiții și să cred că pot lua decizii mai bune decât cineva care face full-time job asta, este un pic o iluzie. Este ca și cum spun eu că, ok, nici eu n-am făcut medicina, dar cred eu că, uite, am văzut așa, am citit pe net că e bine să iau medicamentul ăla. Nu știu dacă neapărat e cel mai inspirat și de multe ori nu este. Deci da, e foarte bine să apelezi la cineva care face asta ca meserie, ca și job. Pentru că altfel voi plăti mai mult din randamentul pierdut, din oportunitățile pierdute. Și chiar dacă se întâmplă uneori o minune să dai o lovitură, cum se spune, asta nu înseamnă că pe termen lung vei fi la fel de inspirat în a alege investițiile potrivite. Este ca și cum, nu știu, joc eu tenis cu, nu știu, un jucător profesionist. Poate la un moment dat dau o minge și, nu știu, se împiedică jucătorul ăla și nu ajunge la ea și fac și eu un punct. Se poate? Da, se poate. Să-l bat la un meci întreg pe un jucător? Șanse zero. Deci s-a antrenat ani întregi, a studiat, a făcut. La fel și aici. Pot să am o investiție bună? Bineînțeles că pot să am și probabil că voi avea. Fac 50 de investiții, pur și simplu din noroc o să am 5-10 bune. Însă statistic să pot să fac asta timp de 30-40 de ani mai bine decât cineva care are full job lucrul acesta, destul de puțin probabil.